Cuvântul 61. Cum se păzește trezvia cea ascunsă ce se naște în suflet? Și cum intră somnul și răceala în cugetare și stinge căldura cea sfântă din suflet și omoară dorința de Dumnezeu și căldura pentru cele duhovnice și cerești? Nu e cu putință ca cei ce au dorințe bune să fie împiedicați de vreo împotrivire, să le împlinească pe acestea, dacă nu află vicleanul loc pentru a semăna vreo pricină părută bună în cei ce doresc binele. Și lucrul stă așa, oricărui gând ar vreunei dorințe bune, la începutul mișcării lui îi urmează o râvnă oarecare, asemenea căldurii cărbunilor aprinși. Și această râvnă obișnuiește să înconjoare acest gând și să alunge din apropierea lui orice împotrivire și piedică și o preliște ce îi se face. Căci această râvnă are o tărie și o putere mare și negrăită, ca să apere sufletul în toată vremea de moleșală sau ca să nu se sperie de pornirile tuturor celor din prejur. Acest prim gând e puterea sfintei dorințe care e sădită în chip firesc în firea sufletului. Iar această râvnă este gândul mișcat de puterea iuțimii care se află în el și care e așezată de Dumnezeu în noi spre folosul nostru pentru a păzi hotarele firii, pentru a pune în mișcare gândul libertății ei spre împlinirea dorinței firești aflătoare în suflet. Nota 370. Iuțimea e sădită în fire cu un scop pozitiv. Să apere firea rațională să nu cadă în hotarul ei și să îndemne la împlinirea năzuințelor celor bune. Ea mișcă întâi libertatea în acest scop, care fără ea rămâne o simplă potență. Iar aceasta este virtutea, nota 370a, dorința spre bine sădită în fire, având în ea râvna și fiind asociată cu iuțimea, este virtutea în potență, virtutea nedezvoltată, dar având de la început în ea mișcarea spre a se actualiza cu virtute, fără de care nu se lucrează binele. Ea se numește râvnă, pentru că este cea care mișcă și face râvnitor și aprinde și întărește pe om din vreme în vreme, să disprețuiască trupul în vremea necazurilor și a ispitelor înfricoșătoare, ce îl întâmpină și să-și predea pururea la moarte sufletul său și să înfrunte puterea potrivnică în urmărirea împlinirii acelui lucru pe care sufletul îl dorește cu tărie. Un oarecare sfânt, care a îmbrăcat pe Hristos, a numit în cuvintele lui râvna aceasta câine și păzitor al legii lui Dumnezeu. Și aceasta este virtutea. Căci însăși virtutea se numește lege a lui Dumnezeu. Nota 371, începând cu fraza aceasta, ceea ce urmează în traducerea mai nouă a manuscrisului, e pus la sfârșitul cuvântului anterior. Virtutea e legea lui Dumnezeu întrupată. Râvna, păzind virtutea, păzește legea lui Dumnezeu întrupată în om și pe cale de împlinire de către om. Iar puterea aceasta a râvnei se întărește, se trezește, se aprinde spre păzirea casei în două feluri. Și slăbește iarăși și ațipește și se lenevește tot în două feluri. În primul fel, trezirea și aprinderea se produc când se ivește în cugetul omului în chip cuvenit o teamă care îl face să-i fie frică de binele ce l-a câștigat sau pe care îl va câștiga, ca nu cumva să fie jefuit sau prădat de ceva din cele ce însoțesc sau urmează acelui bine. Și aceasta se produce prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, înțeleg, frica în toți cei ce lucrează virtutea cu adevărat, spre o trezire și râvnă ce stăruie în suflet, ca să nu ațipească. Iar când frica aceasta se mișcă în fire, râvna numită de noi câine, arde noaptea și ziua ca un cuptor aprins și ține firea trează. Ea stă trează după asemănarea heruvimilor și ia minte la cei din prejur în fiecare clipă. Și, cum zice Sfântul amintit, de trece vreo pasăre, îi dă ocol și strigă la ea cu pornire aspră și negrăită. Și însăși frica aceasta se ivește pentru că omul s-a îndoit în credința lui de purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a uitat că Dumnezeu se ocupă și poartă de grijă de cei ce se nevoiesc pentru virtute, ca să-i cerceteze pe ei în fiecare clipă, precum zice și Duhul Sfânt prin gura prorocului. Ochii Domnului peste cei drepți și celelalte și iarăși, Domnul este tăria celor ce se tem de El. Psalmul 24:15. Și El însuși a zis, ca din partea sa celor ce se tem de El, nu se vor apropia de tine rele, și biciul nu se va apropia de sălașul tău.
Psalmul 8, versetul 10. Iar când frica se ivește pentru suflet, pentru cele ce se pot întâmpla și urma virtuții, ca aceasta să nu fie furată sau vătămată de vreo pricină oarecare, ea este un gând dumnezeiesc și o grijă bună și întristarea și chinul ei este din purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și iarăși este un al doilea fel de trezire a râvnei, adică de întărire și asmuțirea câinelui. E cel când dorința virtuții crește în suflet. Căci pe cât crește dorința în suflet, pe atâta se aprinde și câinele acesta care e râvna firească pentru virtute. Nota 372. Până aici, în traducerea românească, mai nouă, e adăugat la cuvântul anterior, iar în cuvântul de față, continuă după aceste paragrafe, numai de la ceea ce urmează. Iar cea din tâi pricină de răcirea cuiva stă în aceea că dorința aceasta încetează sau se micșorează în suflet. Iar a doua stă în aceea că intră în suflet și rămâne în el un oarecare gând încrezător și îndrăzneț și că omul nădăjduiește și gândește și socotește că nu are motiv să se teamă de vreo putere care l-ar putea vătăma. Căci prin aceasta aruncă de la el armele râvnei și se face ca o casă nepăzită. Și câinele adoarme și părăsește paza pentru mult timp. Din pricina acestui gând, sunt furate cele mai multe din casele, cele gândite cu mintea sau inteligibile. Și aceasta se petrece când se negrește curăția luminii, sfintei cunoștințe din suflet. Și de unde vine această negrire? Pentru că un gând foarte subțire a intrat în suflet și s-a cuibărit acolo, sau pentru că omul s-a îndălnicit mult timp cu grija celor trecătoare, sau din pricina întâlnirii necontenite cu lumea care îl amăgește, sau din pricina pântecelui, stăpânul tuturor relelor. Căci totdeauna, când cel ce se nevoiește se întâlnește cu lumea, sufletul lui slăbește îndată. La fel când se întâlnește cu mulți, mânat numai de nevoia slavei de șarte, îi se sfărâmă sufletul. Și de trebuie să grăim pe scurt, mintea celui ce a ieșit din lume, când se întâlnește cu lumea, este asemenea cârmaciului care călătorește pe marea liniștită și deodată cade între stânci și se înneacă. Iar Dumnezeului nostru fie slava, stăpânirea, cinstea și mărirea în veci. Amin.